Bine v-am regăsit, dragii mei, cei din Zodia Leu. Haideți să facem etalarea pentru luna martie, să vedem ce vă așteaptă în această lună în dragoste și relații. Țin să precizez de la bun început că această etalare este valabilă și pentru doamne și pentru domni. Haideți să vedem, să amestecăm cărțile bine. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Leu în luna martie, în dragoste și relații? Partenerul sau partenera voastră celor din Zodia Leu, luna martie 2020. Înainte să încep, vreau să clarific trei de săbii la voi, ce este cu această suferință. Să mi se clarifice trei de săbii. O să le pun aici, o să le citim imediat. Și clarificare 10 de săbii, să văd de ce a început așa etalarea la voi. 10 de săbii. Bun, din câte văd aici, mulți dintre voi aveți de-a face cu un partener sau cu o parteneră vicioasă. O să vă citesc imediat și clarificările. O persoană destul de vicioasă, o persoană, bine, această carte mai poate să reprezinte și seducție sau obsesie, diavolul, poate că este o persoană cu anumite vicii, o persoană toxică sau pur și simplu o persoană care are o obsesie vis-a-vis de voi. Mulți dintre voi aveți de-a face cu parteneri din zodii de apă, rac, pești, scorpion, dar mai văd și zodia Capricorn, văd și zodia Vărsător și Gemeni, Fecioară, Balanță, și mai poate fi și Berbec, dar pot fi oricare alte zodii. Bun, din ce văd eu aici, de aceea am încercat să clarific, pentru că situația este una care începe cu 10 de săbii și 3 de săbii, care este o mare trădare pentru voi sau pur și simplu o suferință pentru voi, dar restul cărților mi se par destul de pozitive. Am încercat să clarific, bun, 3 de săbii. 3 de săbii mi-a fost clarificat prin faptul că deci avem luna, avem 6 de bâte și regele de bâte. Aceste cărți îmi spun că există două variante. Ori voi veți suferi pentru că veți afla, poate asta a fost și în energia trecutului pentru că sunt cărți din trecut, în energia trecutului poate că voi ați fost mințiți sau mințite de către partenerul sau partenera voastră, ați descoperit aceste lucruri. Această carte mai vorbește și despre iluzii, despre idei paranoice, despre lucru de care vouă vă este teamă, dar în realitate nu sunt reale. Nu sunt reale, sunt doar în imaginația voastră. Dar cu 6 de bâte pot să citesc în două feluri. Că voi v-ați clarificat suferința asta în dragoste prin faptul că v-ați dat seama că de ceea ce vă era vouă o teamă era de fapt o simplă iluzie legată de partenerul vostru sau de partenera voastră. Și tind să citesc partea pozitivă, n-aș vrea să citesc partea negativă care ar fi... Partea negativă este că indiferent cum ar fi, voi ieșiți victorioși și vă bucură rezultatul acestor sentimente sau lucruri sau trăiri. Dar cred că mai degrabă despre asta e vorba. Dacă nu, poate fi vorba despre faptul că voi sunteți învingători, că desconspirați persoana respectivă, că nu a fost sinceră cu voi. Și voi ieșiți vingători în fața acestei persoane pentru că îi dovediți că voi știți adevărul și că îi dați peste nas sau îi dați o lecție.
dar acum luați doar ce rezonează pentru voi. Bun, aceasta a fost clarificarea pentru 3 de săbii, iar clarificarea pentru 10 de săbii este regina de spade, 5 de cupe și 4 de pentacule. Vreau să citesc partea pozitivă și a acestor cărți, deși 5 de cupe știe toată lumea că este vorba despre un regret, despre faptul că plângeți ceva din trecutul vostru și nu vedeți aceste două cupe frumoase care le aveți. 4 de pentacule înseamnă că voi țineți de ceva strâns și nu vreți să renunțați. Deci, practic, voi regretați după acest lucru, dar deși regretați, țineți foarte strâns de acest lucru și nu vreți să dați drumul acestei amintiri sau acestei persoane. Cu regina de spade, lângă aceste două cărți, într-o variantă pozitivă pot să citesc că voi v-ați schimbat sentimentele față de partener sau de parteneră. Cred că ceva în trecut s-a întâmplat foarte urât între voi. V-a făcut să suferiți foarte tare. Iar acest lucru va transforma pe voi din regina de bâte în regina de spade. Pentru că voi, cei din cele, în special doamnele din Zodia Leu, sunteți regine de bâte. Dar acum v-ați transformat și ați intrat în luna martie, dacă nu este vorba despre energia trecutului, în regina de spade. O persoană rece, o persoană mult mai calculată, o persoană mai practică și chiar o persoană care taie în carne vie. Care, deși are aceste regrete, știe că trebuie să țină de ceea ce are și trebuie să țină de mândria și orgoliul ei și de dreptatea ei. Pentru că dacă o iau din punct de vedere financiar, putem să vorbim despre un partener sau o parteneră care a fost interesată financiar și poate voi ați mai dat o șansă acestei persoane sau ați crezut că această persoană poate fi și altfel decât voi ați crezut, decât interesată financiar sau cu alte scopuri. Și, de fapt, v-ați dat seama că realitatea era că tot același lucru vroia și că voi, de fapt, nu renunțați la acest lucru, să nu mai oferiți ajutor acestei persoane și să țineți de bunurile voastre, de mândria voastră și de cuvântul vostru. Bun, asta v-am explicat toate variantele. Vreau să clarific și avem două cărți pozitive, de fapt, trei cărți pozitive, pentru că dacă intrați în energia împăratului, sunteți persoane foarte stabile, deși persoane foarte reci, persoane foarte calculate, care nu mai suferă. Deci ceva mă face să cred că asta este energia trecutului, dar haideți să clarificăm. Pajul de bâte, tot regina de spade ne-a căzut, și asul de pentacule. Asul de pentacule. Bun, din câte înțeleg eu aici, pe lângă că vreau să clarific că mulți dintre voi e posibil să aveți de-a face cu o persoană destul de bolnăvicioasă, cu o persoană care are destul de multe vicii, o persoană care are o gândire bolnăvicioasă, vă stresează foarte mult și vă seacă de energie, dacă sunteți despărțiți de această persoană, mai avem trei de cupe care înseamnă un trio. Mulți dintre voi s-ar putea să fiți într-un trio amoros și să aflați despre acest lucru și asta să fie o mare trădare pentru voi. Să fie pur și simplu trădarea maximă. Poate că ați avut o încredere foarte mare în această persoană și nu v-ați aștepta să vă fac acest lucru. Dar căzându-mi aceste două cărți, poate să fie doar simplu fapt că persoana iubită v-a înșelat cu altcineva sau a avut doar o aventură cu altcineva, iar voi aflați de acest lucru și vi se pare ceva de viață și de moarte și pur și simplu nu o să puteți să mai treceți peste acest lucru. Vreau să clarific, trebuie să clarific și trei de cupe, dar voi am făcut o clarificare mai mare pentru că am început cu aceste trei cărți, ca să spun așa, negative, care nu mi-au plăcut deloc. Mi se clarifice trei de cupe. Mi se clarifice trei de cupe. Să știți că având diavolul lângă, ne-au căzut cam multe cărți, având diavolul lângă, este posibil să fie vorba despre faptul că a treia persoană, ca să spun așa în ghilimele, sau a treia situație, sau de fapt
Să fie o situație, să nu fie o persoană, pentru că cânzând un diavol este posibil să fie viciu persoanei iubite sau situația cu care se confruntă. Și acest lucru mă duce cu gândul că persoana iubită încearcă să se schimbe, dar pur și simplu a obosit. Este o persoană care are o gândire, acum vrea lucrul ăsta, apoi vrea altceva. Vrea să fie cu voi, apoi se sucește și pleacă. Pur și simplu o persoană foarte indecisă datorită faptului că are niște vicii sau datorită faptului că are o gândire bolnăvicioasă. Dar vreau să mai clarific pajul de pentacle. Această persoană vă iubește foarte mult. Cred că această persoană o gafează sau a gafat-o în trecut foarte tare. Pentru că avem aici puterea. Puterea în doi de cupe, în dragoste. Cu ce putere vă iubește această persoană? Cât de tare vă iubește și cât de tare își dorește o șansă să fie cu voi? Dacă este vorba despre energia trecutului, vorbim despre faptul că această persoană v-a greșit foarte tare. Voi v-ați simțit trădați sau trădate de ea. Dar acum lucrurile merg spre un făgaș bun în luna martie, cu o nouă șansă pe care ați dat-o relației voastre și din câte văd din ultimele trei cărți ale partenerului sau a partenerei clarificată de putere și doi de cupe, este că această persoană își dorește o nouă șansă ca să fie cu voi și să vă arate dragostea pe care o simte pentru voi cu adevărat. Pentru că din ce mi-apare aici sunteți suflete pereche. Și dacă vorbim de o persoană care în trecut nu v-a iubit, o persoană egoistă, care a fost interesată financiar către voi, sau o persoană care pur și simplu n-a știut datorită vicilor sau datorită mediului în care a crescut, n-a știut să vă ofere sau să vă arate atenție și dragoste, pentru că simt o energie foarte puternică și cred că majoritatea aveți de a face cu zodii de apă, dar nu neapărat, oricum am spus zodiile. Această persoană încearcă să lupte cu toată forța să vă arate că vrea încă o șansă cu voi. Bun, și vreau să clarific 4 de spade. Patru de spade clarificate de îndrăgostiți. O citire foarte intensă. De ce această persoană atât de nehotărâtă, deși vă iubește atât de mult, deși sunteți suflete pereche? Am clarificat sau n-am clarificat diavolul? O să-l mai clarific o dată. Clarificați-mi diavolul. Clarificați-mi diavolul. Este posibil ca această persoană să fie avut în trecutul lui sau în trecutul ei. Aceasta mi se arată ca o regină, dar acum poate fi interpretat și pentru domni un bărbat. Este posibil ca această persoană să fie avut o persoană, persoana noastră iubită să fie avut pe cineva care îl influența sau o influența foarte greșit în privința vicilor, poate vorbim și de mamă sau de o fostă care influența persoana iubită într-un sens negativ vis-a-vis de relația voastră. Dar din ce văd aici este că rezultatul este unul bun. Avem 4 de bâte. 4 de bâte înseamnă celebrare, bucurie, petrecere, s-ar putea să primi și o cerere în căsătorie din partea acestei persoane și noi orizonturi, doi de bute. Cred eu, din ce simt aici și ca o clar viziunea mea, este că de fapt asta este energia trecutului, iar asta va fi energia din luna martie, este că această persoană a făcut-o foarte urât în trecut vis-a-vis de voi, v-a greșit foarte mult, s-a luptat cu aceste vicii. Sau poate va mai fi o perioadă în luna martie, haideți să o spunem și așa, în care această persoană o să facă niște lucruri care o să vă rănească, deși haideți să nu luăm cărțile chiar așa de negativ. Poate o să existe un lucru care vă o să vi se pară o mare, mare trădare, deși este rezolvabilă. Aceste cărți, haideți să cerem și un sfat.
un sfat pentru zodia Leu. Un sfat pentru zodia Leu este că dacă părăsiți această persoană sau dacă a existat o problemă în trecut, să-i mai dați o nouă șansă. Să-i mai dați o nouă șansă să mai încercați să faceți lucrurile să fie bine. Sau cel puțin să știți că dacă nu veți da voi o nouă șansă, această persoană o să revină de la sine. Bun, aceasta a fost etalarea pentru zodia Leu pentru luna martie, dragoste și relații. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.